la adresa mea de, din timpul prezentării raportului de țară, pentru că acum, în această după-amiază, am prezentat prioritățile de investiții pentru perioada 2021 și 2027, pentru următorul exercițiu financiar, iar doamna ministru a fondurilor europene a confirmat, practic, cele constatate în raportul de țară, adică nevoia de a investi în special în sănătate, educație, la continuarea infrastructurii de transport, combaterea sărăciei. Deci problema majoră care mă preocupă pe mine în acest raport de țară este că, în ciuda faptului că România înregistrează un ritm de creștere economică în ultimii ani, practic inegalitățile regionale se adâncesc și crește sărăcia, mai ales în rândul grupurilor celor mai vulnerabile, în primul rând copiii, persoanele în vârstă, cele cu dizabilități. Deci, din acest punct de vedere, cred că este foarte important să ne aplecăm mai mult asupra problemelor sociale. Nu vreau să intru în polemici, vreau să-mi fac datoria de comisar european și de aceea am spus, suntem oameni politici, toți cei din comisie, suntem probabil 10 comisari care vom candida la alegerile europarlamentare, dar una e una, alta e alta. Raportul de țară este munca colectivă a experților Comisiei Europene, prezentată de către noi comisarii. De aceea, de asemenea, după amiază, a început procesul practic de negociere a noilor programe operaționale, a programului acordului de parteneriat între România și Uniunea Europeană privind nevoile de investiții și, dacă puneți în balanță discursul Ministrului Finanțelor cu cel al doamnei ministru al Fondurilor Europene, vedeți exact un discurs care se opune unul altuia, ceea ce pe mine mă miră. Cred că ar trebui să știm exact clar dacă acest guvern este atât de anti-european pe cât vorbea domnul Teodorovi sau atât de pro-european pe cât vorbea doamna Plum. Vorbeați de investiții. Am văzut în ultima perioadă în discursul domnului Dragnea, de exemplu, în discursul altor reprezentanți ai puterii politice, o reticență înspre fondurile europene. Era vorba despre investițiile în autostrăzi, despre spitale regionale și dânsii susțineau că România este obligată să facă aceste lucrări la prețuri mult mai mari pe bani europeni decât s-ar face pe partener public, privat, de exemplu. Nimeni nu obligă nicio țară cu nimic. România are la dispoziție miliarde de euro, care sunt fonduri europene, gratuite, care sunt expresia solidarității europene față de țările mai puțin dezvoltate. România este net beneficiară a fondurilor europene. 45 de miliarde de euro au intrat în economia românească de la data aderării României până acum și cred că nu există localitate sau regiune unde să nu vedeți acele panouri care arată contribuția Uniunii Europene în proiecte. Pe de altă parte, dacă, bineînțeles, statul dorește să atragă și investitori privați, e sigur că nimeni nu împiedică. Noi încurajăm atragerea de investitori privați, dar, după opinia mea, trebuie mai întâi cheltuite aceste fonduri europene. Suntem în martie 2019, iar pentru perioada de programare 2014-2020, estimarea noastră este că rata de absorție este de 28% cu tot cu agricultură și 19% pe fondurile pe care le coordonez eu. Deci s-au făcut contractări care au fost prezentate astăzi, dar practic facturi pentru lucrări efectuate nu am primit decât pentru 19% din suma care a fost alocată pentru perioada 2014-2020. Tocmai de aceea am simțit nevoia în ultimul timp să atrag atenția, pentru că timpul trece și stagnează proiecte majore. Este inexplicabil pentru mine cum spitalele regionale, de pildă, proiectele stagnează, nu știm încotro să o luăm. I-am scris doamnei prim-ministru în aprilie 2018, am vorbit cu dânsa în octombrie la Palatul Victoria, am vorbit la Bruxelles, i-am retrimis o scrisoare să ne spună cum să procedăm în continuare și care este decizia privind spitalele regionale, infrastructura de transport, așteptăm proiecte majore, așteptăm
Sibiu-Pitești, așteptăm Târgu Mureș și Iași-Ungheni, să vedem care sunt deciziile guvernului. Sigur că nu putem pune toate aceste întârzieri doar pe seama unui guvern. Și s-au făcut și lucruri bune pe care le-am explicat aici, dar pe de altă parte am și această sarcină de a trage semnale de alarmă acolo unde este nevoie și acolo unde există riscul de a se pierde bani. Deci nu suntem ținta unei persecuții, cum lasă să înțeleagă unii lideri politici, creând... Cam de câteva luni a început această campanie, cum că ar exista un complot mondial, așa, împotriva... Fără a intra în chestiuni tehnice, dar domnul Dragnea spunea că în Belgia s-a construit un spital la jumătatea prețului pe care, de care am avea noi nevoie prin fonduri europene. Autoritățile române sunt cele care decid în cadrul programului operațional regional, în cadrul programului operațional regional, autoritățile române au programat aceste trei spitale regionale. A fost decizia guvernului. Dacă dânsii între timp nu mai doresc spitale de 300 de paturi, ci de 900 de paturi și au comandat studii de fezabilitate care practic arată că aceste proiecte se vor ridica între 1,2 și 1,5 miliarde de euro, vrem să știm cum doresc să acopere această sumă, cum doresc să procedăm în continuare. Au vorbit de ideea fazărilor, deci așteptăm decizia guvernului. Nu decidem noi la Bruxelles cum procedează în continuare un stat membru. În legătură cu proiecte care am fost la dispoziția autorităților române, am schimbat programul operațional regional, care știți bine că la începutul anului 2018 era în riscul de a pierde peste 800 de milioane de euro. Am agreat împreună ca să introducem întreprinderile mici și mijlocii și instrumente financiare, să achiziționăm ambulanțe, tocmai pentru a evita riscul de bani. Nimeni nu vrea să pedepsească România la Bruxelles. Nimeni nu vrea să pedepsească. Din contră, suntem aici să ajutăm. Jumătate din sala, astăzi ați văzut, erau experți de la Comisia Europeană. De la toate DG-urile, serviciile Comisiei Europene, experții Comisiei Europene care sunt aici să ajute. Unii dintre ei aproape că s-au mutat în ultimii ani, pentru că am creat aceste proiecte pilot prin regiunile rămase în urmă, în care am inclus regiunile Nord-Est și Nord-Vest. Am creat grupul de lucru pentru o mai bună implementare, s-a creat grupul pentru simplificarea procedurilor. Deci nu știu cu ce am fi putut ajuta mai mult. Deci eu sunt cu conștiința împăcată că am făcut tot ce am putut ca să ajut România și cetățenii României de a beneficia cât mai mult de impactul fondurilor europene. Dumneavoastră, în calitatea de... Acum s-a politizat foarte mult. Este o perioadă în care se politizează foarte mult și este păcat, pentru că nu ne putem juca cu viața românilor. Aceasta este o radiografie. Nu este raportul de țară și recomandările reprezintă o radiografie, așa cum Comisia Europeană vede situația la zi. După care este decizia guvernului dacă dă curs recomandărilor Comisiei Europene sau nu. Noi evaluăm de pildă că recomandările din anul 2018 nu au fost luate prea mult în considerare de către autoritățile române. Vorbeați despre o politizare a perspectiva situației abordărilor din partea României înspre Uniunea Europeană. Există și reversul medaliei, având în vedere că se apropie alegerile europarlamentare. Pare de suferit România cumva de pe urma unor abordări politice ale unor lideri, inclusiv din Comisia Europeană? Acum suntem într-o perioadă în care se încing spiritele, ca să spun așa, înainte de alegerile europarlamentare, dar eu cred că în ciuda apropierii alegerilor europarlamentare, România nu își poate permite șansa de a pierde oportunități și de aceea îmi propun să-mi fac treaba până în ultima zi a mandatului de comisar în beneficiul românilor. Acest lucru l-am făcut încă din prima zi de comisar și îmi doresc în continuare să ajut cât pot de la Bruxelles din ca și comisar și după aceea ca membru al Parlamentului European. Având de că România a devenit un copil problemă în ultimii doi ani, ați avut dumneavoastră personal ca reprezentant al României anumite probleme? Ați fost percepută altfel? Vi s-a reproșat dumneavoastră ceva din abordarea... Nu, pentru că avem, după cum știți,
comisari specializați pe domenii, eu răspund de politica regională, nimeni nu te privește altfel în funcție de naționalitate, dar sigur că pe de altă parte mi-a părut rău și îmi pare rău să văd această tensiune între Comisia Europeană și România. Uneori există, alteori se atenuează, alteori se exacerbează, dar eu știu din interior cât de mult dorim să ajutăm și că nimeni nu dorește să pedepsească, din contră, nu dorim decât să ajutăm. Din păcate, vorbim mai puțin de lucruri care privesc cetățenii în mod direct, vorbim mai puțin de spitale, de educație, de infrastructură, dar oamenii simt zi de zi aceste nevoi, ați văzut, au ieșit și în stradă. Deci, cred că trebuie să ne reîntoarcem la problemele sociale ale oamenilor și la adevăratele probleme ale cetățenilor. Ce anume vi s-a repus al dumneavoastră personal din partea PSD, partidului în care ați cu parte și din partea guvernului? Dumneavoastră sunteți aici și știți foarte bine cât am fost de atacată. S-a văzut public, nu. Probabil că ați, totuși ați nu, cosmetizat puțin reacțiile față de ce a fost în interior discuțiile, având în vedere că ați părăsit PSD. Presupun că au fost niște discuții înainte. Nu, a fost o decizie a mea unilaterală în urma unor atacuri care vin de la oameni care au venit în ultimul timp în partid pe care nu-i cunosc foarte bine, care nu mă cunosc, care nu știu munca mea de peste 20 ceva de ani. A fost o decizie grea pentru mine, pentru că îi respect foarte mult pe oamenii cu care am lucrat în ultimii ani, încă de când eram tânără, de după 90. Deci a fost o decizie grea, dar am ales să candidez din partea Pro-România, pentru că acum acesta este partidul care reflectă, în opinia mea, cel mai bine valorile în care cred. Mă refer la solidaritate, preocuparea pentru problemele cetățenilor, competență, profesionalism, viziune economică echilibrată, clară. Deci nu a fost o decizie ușoară, dar cum să spun, am spus deja public că am rugat conducerea partidului să se delimiteze de aceste atacuri de cum că aș fi trădătare de țară sau în slujba unor interese. Atunci când vrei să-ți ajungi țara și tragi semnale de alarmă, înseamnă că ești dușmanul țării. Eu cred invers, că dușmanii țării sunt cei care nu grăbesc dezvoltarea României și noi așteptăm proiectele. Nu putem da bani fără să avem proiecte depuse la Bruxelles. Deci, ultimul proiect de infrastructură mare pe care mai avem în analiză este centura de sud a Bucureștiului și cele legate de ecluze și de erodarea costieră. Așteptăm Sibiu-Pitești, ne-am oferit să finanțăm studiul de fezabilitate pentru Târgu Mureș și Iași-Ungheni. Nu am primit răspunsuri la aceste oferte ale noastre, deci nu văd de ce aș fi atacată, tocmai pentru că îmi doresc ca România să beneficieze pe deplin de această, de această oportunitate pe care o are Uniunea Europeană. S-a pus problema unei noi candidaturi din partea PSD înainte de a vă alătura domnului Ponta? În particular am discutat, dar v-am spus, e vorba de conștiința mea și atunci când nu te mai simți dorit într-o familie, nu văd de ce ai sta și pe de altă parte nici nu m-aș vedea făcând campanie alături de domnul Teodorovici, care critică Comisia Europeană și nu aș putea să am un discurs care pune sub semnul întrebării beneficiile apartenenței României la Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană, în opinia mea, reprezintă singura șansă de dezvoltare a României într-o Uniune Europeană prosperă și mai ales nu înțeleg într-un context în care
aceste discursuri de dezmembrare a Uniunii Europene sunt atât de puternice, o țară care beneficiază, avem 3 milioane de oameni în afară care au ales să trăiască și să muncească, atâtea locuri de muncă create datorită fondurilor europene. Nu mai vorbesc de programul Erasmus, de care au beneficiat zeci de mii de studenți din România. Deci nu, luăm foarte multe lucruri ca fiind de la sine înțelese. Libertatea de circulație, libertatea de expresie, toate aceste lucruri s-au obținut foarte greu și inclusiv dezvoltarea economică a României. Mai devreme, doamna ministru Plumb singur a spus că 14% din produsul intern brut, din creșterea produsului intern brut, provine din investițiile din fonduri europene. Deci cum aș putea vreodată, sigur că nu să am vreun discurs anti-european, când știu că șansa viitoarelor generații de a avea o viață mai bună stă în viitorul României, în Uniunea Europeană. Urmează candidat din nou pentru un mandat de europarlamentar din partea Pro-România de această dată. Care sunt planurile ulterioare alegerilor? Să fac datoria în Parlamentul European, așa cum am făcut-o și înainte. N-am discutat cu nimeni alte planuri decât aceea de a mă reîntoarce în Parlamentul European. Se vorbea la un moment dat despre, inclusiv despre o potențială candidatură la alegerile prezidențiale. Nu am discutat. Nu ați discutat? Nu am discutat și v-am spus, prioritatea mea acum este de a face treaba cât mai bine ca și comisar european, de a începe cât mai mult dezbaterile cu statele membre privind viitoarea perioadă de programare, de a încheia negocierile pentru viitorul buget european. Știți că în propunerea comisiei m-am zbătut și ne-am zbătut atât în interiorul comisiei, cât și cu toate statele membre ca politica de coeziune, în ciuda pierderilor legate de plecarea Marii Britanii, să rămână principala politică de investiții și am reușit ca pentru prima oară în istoria Uniunii Europene politica de coeziune să aibă cea mai mare anvelopă de 370 de miliarde de euro, iar România este dintre puținele state care vor beneficia potrivit propunerii Comisiei de o creștere a fondurilor de 8%, adică 6 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o creștere a ajutorului financiar pe cap de locuitor cu 13%, deci sunt programate 31 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2027. Deci asta pentru comisar și după aceea, ca membrul Parlamentului European, sigur cu experiența pe care am dobândit-o, cu relațiile pe care le-am dobândit, sper să ajut în continuare România cât pot. Domnul Ponta amintea zilele trecute despre faptul că la începutul mandatului a fost ținta unor atacuri în presă, în presa de la Bruxelles, și lucrurile s-au schimbat destul de mult, foarte mult chiar în ultimii ani. Sunteți percepută cu totul diferit față de perioada de început a mandatului. Cum v-ați descrie dumneavoastră în două, trei fraze scurte mandatul acesta de comisar european? În primul rând, sunt cu conștiința împăcată. Am ajutat toate statele membre când au avut probleme. Am fost alături de regiunile cele mai puțin dezvoltate. După aceea au fost aceste evenimente legate de cutremurul din Italia, de pildă, sau incendiile din Portugalia. Am fost tot timpul alături de țările cu probleme, de regiunile mai puțin dezvoltate. Am vizitat foarte multe din cele 270 de regiuni care există la nivelul Uniunii Europene. Cred că rezultatele se vor vedea și le vor simți oamenii atunci când vor fi implementate proiectele, pentru că răspunderea Comisiei Europene este aceea de a asigura finanțarea, dar nu putem elabora noi proiecte pentru 28 de state membre și nu putem înlocui guvernele naționale și nici autoritățile locale. Deci s-a văzut foarte clar că acolo unde există capacitatea administrativă se pot realiza proiecte de succes. Și nu e vorba numai de România aici, e vorba de toate statele membre. Faptul, cred că una din cele mai mari împliniri este legată de viitorul buget, pentru că toată lumea era complet debusolată și dezorientată când a fost votat referendumul în Marea Britanie, având în vedere că reprezintă o pondere de peste 10%
în bugetul Uniunii Europene. Cu toate acestea am reușit să menținem un buget important pentru politica de coeziune, iar pe de altă parte am încheiat cu succes programul 2007-2013. Când am devenit comisar european, aveam o rată de absorție de sub 60%, am încheiat programele pentru 2007-2014 cu o rată de absorție de 91%. Prin toate măsurile pe care le-am luat, acelea de a prelua creditele, bănci europene de investiții și bănci europene de dezvoltare pe fonduri europene, salariile lucrătorilor prin fonduri europene, dar acum așteptăm și proiecte concrete, mai multe, mai ales în domeniul infrastructurii, al educației și al sectorului medical. Se vehiculează numele doamnei Rovana Plumb, pe care anterior o lăudați oarecum, ca viitor comisar european din partea României. Crezi că România... Nu am lăudat, am spus că discursul dânseia a fost complet... Comparativ cu domnul Teodoro. A fost complet în antagonism cu cel al ministrului finanțelor. Cum crezi că se va descurca doamna Rovana Plumb dacă ajunge acolo și dacă mai are șanse România să obțină un portofoliu la fel de important precum cel pe care îl deține dumneavoastră? Eu urez succes fiecărui român care își dorește să ajungă în funcții de conducere. Nu vreau să fac niciun fel de aprecieri. Cred că depinde foarte mult de ce se va întâmpla în continuare și cum va fi percepută și va fi destul de greu să obținem un portofoliu cu un buget important, pentru că am avut două portofolii foarte importante, cel al agriculturii și al politicii regionale. Concurența este foarte mare, se știe foarte clar și nu este vorba numai de România. Este evident că fiecare țară își dorește portofolii importante, deci va fi o concurență clară și, bineînțeles, ca român îmi doresc ca România să aibă un portofoliu cât mai bun. Aici nu e vorba de persoane. Da. Numele noastră a fost vehiculat inclusiv pentru funcția de prim-ministru. Acum nu vorbim despre ce poate să se întâmple și ce urmează să se întâmple, dar dacă... Nu îmi doresc acest lucru. Nu vă doriți. Și nu intră în planurile mele. Dar... Dacă mi-ați putea spune, ipotetic, dacă ați fi în locul doamnei Dăncilă, ce anume ați face diferit? Nu vreau să mă pun în locul Dăncilă. Nu vreau să vă puneți în locul Dăncilă. Care este relația noastră cu domnul Dragnea în momentul de față? Eu cred că suntem oameni civilizați și fiecare avem dreptul să facem alegerile pe care ni le dorim în viața noastră personală, până la urmă. Deci, v-am spus, este decizia mea unilaterală. Nu am o relație proastă, că n-am de ce. Ne-am întâlnit la Madrid, am vorbit și cu dânsul, am vorbit și cu doamna prim-ministru, le-am explicat că sunt dezamăgită de faptul că am primit aceste atacuri de care dânsul nu s-au delimitat. Și că opțiunea mea este aceea de a fi pro-european convins. Eu cred că un partid social-democrat trebuie să se aplece asupra problemele cetățenilor și nu asupra unor interese ale unui grup restrâns. Asta e tot. Adică suntem oameni civilizați și sper ca în politica românească să depășim această fază de atacuri personale, de agresivitate și să reușim să ne dăm mâna până la urmă pentru dezvoltarea României. Eu înțeleg că sună cumva utopic ceea ce spun, că urmează 4 șiruri de alegeri. Alegerile europarlamentare, alegerile prezidențiale, alegerile locale și apoi parlamentare, dar o țară nu poate progresa. În primul rând trebuie stabilitate, predictibilitate, un anumit minim consens pe probleme majore. Cred că acesta este un deziderat comun. Mie îmi pare rău că în politica românească s-a ajuns la o asemenea diviziune politică. Care este relația noastră cu domnul Iohannis? Cred că l-am văzut de 3 ore, a fost pe timpul mandatului, sau 4, a fost la comisie, am fost la Cotrocel la începutul mandatului, țin legătura cu domnul Orban, dar mai rar Orban, care Leonard Orban, a fost comisar european, care este... Pentru că știu că sunt informați, nu am o legătură specială. Deci nu aveți o relație directă cu domnul Iohannis? Nu.
Crezi că PSD... Muncesc foarte mult, nu am timp nici de familia mea. Presupun că românii s-ar aștepta ca la nivelul acesta să existe totuși o colaborare, un dialog între oficiali, având în vedere că dânsul și cu dumneavoastră ocupați poate da, avem dialog atunci când ne vedem. Adică, ultima dată a fost invitatul domnului președinte Juncker la colegiu, a fost un prânz de lucru, deci avem dialog când ne vedem, dar nu avem... Cum decurge președinția română a Consiliului UE? Am mai mult dialog cu guvernul, pentru că guvernul este executiv. Sunt cei care trebuie să pună în practică măsurile și de la care așteptăm răspunsuri sau care implementează proiectele pe acest schimb de opinii la nivel de experți cu autoritățile naționale sunt zilnice, iar la nivelul meu și al miniștrilor, la fel, în ultima perioadă este această tensiune legată în special de infrastructura de transport și de spitalele regionale, dar altfel am colaborat foarte bine cu toate guvernele. Din păcate, așa cum am spus, am lucrat cu 5 guverne, 8 miniștri ai transporturilor sau nici nu mai știu câți, ceea ce nu este benefic pentru o țară să nu aibă o anumită stabilitate și să schimbe prioritățile în funcție de noi miniștri și așa mai departe. Cum decurge din perspectiva dumneavoastră președinția română a Consiliului UE? Din punctul meu de vedere legat de politica de coeziune, în cadrul căreia particip la acest dialog între colegislatori, Parlamentul European și Consiliul, cred că decurge bine, deci am avut deja 3 trialoguri. Din păcate, diviziunile din interiorul statelor membre au condus la imposibilitatea de a avea o înțelegere asupra bugetului înainte de alegerile europarlamentare, așa cum speram. Acum sperăm ca pe timpul președinției finlandeze totul să se ajungă la un acord asupra bugetului, astfel încât programele să fie implementate de la 1 ianuarie 2021, când începe noua perioadă de programare, pentru că știți că bugetul în Uniunea Europeană este realizat pe 7 ani. Nu sunt aici să dau note sau... Eu vă spun strict pe cum colaborez eu cu președinția română, care conduce și dialogul legat de regulamente, de buget. De fapt, doamna Plumb reprezintă Consiliul în acest trialog, eu reprezint Comisia și președinta Comisiei Regi din Parlamentul European reprezintă Parlamentul European. Cum vă simțiți în Partidul Socialiștilor Europeni, coleg cu domnul Dragnea, ați participat la ultimul eveniment, ați auzit discursul dânsului, este o problemă care va fi tranșată în viitor apropiat? Deci, eu cred că simplu fapt că am plecat din acest partid arată poziția mea. În rest, eu cred că un partid social democrat, autentic, trebuie să aibă o singură grijă, nevoile cetățenilor. Și în ultimul timp, așa cum am spus, cred că s-au îndepărtat de la acest deziderat. Dar fiecare partid își face politica după cum crede. Eu am spus, și nu numai eu, că am senzația că se merge într-o direcție greșită și ați văzut că toți care au avertizat asupra acestui lucru au fost marginalizați sau excluși. Din acest punct de vedere nu am o problemă. Fiecare avem viața noastră și să știți că nu numai în România, dar și în Grecia sunt două partide care sunt în opoziție una cu altele, care sunt membri ai acestui partid și în alte țări, în alte grupuri politice, deci nu e o specificitate a Partidului Socialiștilor Europeni. Ca o încheiere, tot bine alegerile se încheiem într-o notă mai electorală, de ce ar trebui un român care se găsește în cabina de vot să aleagă pro-România și nu PSD? Eu cred că fiecare român în cabina de vot trebuie să se gândească la cei care au făcut lucruri bune pentru România și pentru români și cei care au făcut doar lucruri care i-au interesat în mod personal. Mulțumesc! Mulțumesc!